Mă numesc Alina Gava, sunt învățătoare și în afară de plăcerea de a preda, îmi place foarte tare și să joc tenis de masă. Numele meu este Barbu Denisa, sunt profesor într-un învățământul primar la clasa pregătitoare. Îmi place foarte mult să călătoresc. Sunt Ligia Cristian, sunt învățătoare la clasa pregătitoare C. Și în afară de familie și de școală, îmi place să alerg și să mă relaxez cu o cafea bună și o carte. Mă numesc Mihailescu Cristina și sunt învățătoarea la clasa pregătitoare A. Îmi place să-mi investesc timpul liber în cele două mari pasiuni ale mele, psihologia și educația, iar de-a lungul anilor mi-am dat seama că perseverența și creativitatea sunt cheile pentru reușita în absolut orice domeniu din viața mea. Cel mai mult la meseria de profesor îmi place că nu există cuvântul plictiseală. Fiecare zi este diferită, fiecare an e altfel și fiecare generație este foarte interesantă. Iubesc meseria de profesor pentru că este unica meserie care îți oferă privilegiul de a te afla printre cele mai pure și inocente ființe, unde ai și tu ocazia să contribui la formarea lor. Emoțiile și satisfacția pe care o simți lucrând cu ei este ceva ce nu găsești într-un alt domeniu. Cel mai mult îmi place că prin rolul meu pot să am impact în viața copiilor pe care îi educ, pot să-i susțin să-și atingă potențialul și visele, așa cum au făcut și alții pentru mine. Ador la această meserie de profesor că pot să am un impact în dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil din clasa mea. Mai mult, știu că încă de la începutul carierei mele didactice pun bazele pentru un viitor mai luminos și mai armonios pentru toți cei din jurul nostru. Pentru mine, să fiu profesor la LRF este egal cu un cuvânt mare și anume dezvoltare. Formarea continuă, faptul că am parte de educație în fiecare zi eu pentru mine, este un lucru extraordinar. Și LRF este un loc special și datorită faptului că dăruiește fiecărui cadru didactic libertate pedagogică, libertate care ulterior se transmite și elevilor prin faptul că le dezvoltă gândirea critică. La LRF suntem ca o familie mare, unde toți ne ajutăm și ne sprijinim reciproc. Este un mediu unde te ajută să te dezvolți atât profesional cât și personal. Se pune foarte mult accent pe învățarea continuă, care este esențială în dezvoltarea unui profesor. Mă bucur foarte mult că aici am posibilitatea de a-mi aranja orele și a le face într-un mod diferit și original, ieșind astfel dintr-o rutină monotonă. La LRF învățăm copiii pentru viitor și pentru viață, nu doar pentru examene. Să fiu profesor la LRF înseamnă să cresc odată cu experiențele de învățare pe care le pregătesc pentru copii și este o experiență unică pentru că nu este doar un loc de muncă, ci este ceva ce mă energizează și mă motivează constant să fac lucrurile cât de bine pot. Pentru mine, Liceul Româno-Finlandez este o experiență minunată datorită comunității din care fac parte și mai mult pentru că se pune accentul foarte mult pe dezvoltarea profesională și personală, atât prin cursuri de formare, cât și prin workshop-uri sau ședințele pe care le avem tematice. E o încântare să știu că această școală pune accent pe dezvoltarea unor cadre educaționale sigure și mai mult implică foarte mult familia în tot ceea ce înseamnă educație, ceea ce înseamnă că lucrăm cu întregul, iar succesul este asigurat.